Neața, neața, hai la treabă. Da, bă, ce facem azi? Bă, astăzi o să... Îți curios cum s-a acoperit tavanul. Poate nu mai trebuie să dăm. Poate s-a albit un pic, mai mult decât era. Da. Să dăm pe la colțuri. Și vorbim cu Cornel să vedem de birou ce facem. Dacă scoate alea, le mutăm, le dă direct, să ne apucăm și de birou. Că na, dacă terminăm birou săptămâna asta, putem să începem să cărăm cănăpea, masă, ce mai e prin birou și atunci, ușor, ușor, na, poate mai niște lemne ce nu ne folosim de ele dincolo la hala veche. Blan. O masă, na, putem să modificăm mesele, de exemplu, săptămâna asta, să le ducem. Da, avem. Astăzi poate terminăm cu spațiu mare. Dă-i cu lavabil. Ce? La cât ai sărit cu prăjina? Hei, salutare! Am terminat în atelier, a ieșit destul de bine cu alb, nu cred că o să mai dăm și a treia mână, că deja am dat a doua mână. Și acum eu o să mă duc să fac birou. Cam așa arată, în spațiu micus de birou. Și na, aici a fost un cuptor, mă rog, o sofă, în care se băga lemn și se încălzea apă pentru dincolo, la uscătorul de lemne. Na, pereții sunt destul de afumați, dar o să-i curățăm, că se curăță foarte ușor. Cu peria o să meargă repede. Mai întâi trebuie să mătur, să dau un mop, așa, un teu din ăsta cu mătură, așa, să dăm ce mai pe jos. Va trebui să scoatem și țeava asta. Asta a fost o țeavă pentru horn. Aici se ducea fumul afară. Și aici a fost, cred că a fost soba aia. Da, o să mai aranjăm geamul ăsta. Trebuie să-l curățăm, să-l aranjăm. Și aici ar mai fi ceva spart. La partea asta. Aici trebuie să umplem, să vedem cu ce punem, ori cu spumă și dăm cu gips, ori vedem. Da, bun. Hai, îi dau o mătură. După cum ați văzut, eu am început acolo la birou. După aia a venit și Pilo să mă ajute. Am început să râcâi cu el pereții. Și cam asta a fost. Merem acasă că mai avem treabă. E ora 3. Și mai avem treburi pe acasă. Deci dacă n-ai loc să ți tragi de oglindă sau să trag eu aici? Stai, ok. Bă, aici mai ai loc. Da, cam asta a fost pe azi. Am terminat cu lavabilul în atelier și ne-am apucat de birou și ușile. Pilo a făcut și ușile puțin. S-a apucat să le... Ce le-ai făcut? Le-ai dat cu peria? Da, le-am dat jos din balamale. Cam asta e. Na, ne-am vedea mâine. Hai, ceau! Iară! Păi tu și vorbești ce și nu saluți. Mă scuzați. Nu-ți place să saluți. Lipsă de respect. Arrivederci, Roma.
Păi nu știu ce introducere să facă. Câtă energie. Da, da, da. Pasionații de Garajul Galben, like, share, subscribe. Subscribe, share, salut. Ai și plecat deja? Păi?